Cu ocazia zilei limbii române Vlahe, care se marchează în ultima zi din luna august, în Muzeul de Minerit și Metalurgie din Bor a avut loc o tribună sub denumirea Limba noastră română, podul peste Dunăre. La tribună s-a discutat despre importanța și păstrarea limbii române Vlahe materne pentru populația locală din această zonă a Serbiei. A fost prezentat filmul privind păstrarea identității, culturii, tradiției și limbii acestei minorități naționale. Însă pentru toți cei prezenți a avut loc și programul cultural-artistic în limba română vlahă. Organizatorul acestei manifestări este Asociația pentru Cultura Vlahilor Românilor din Nord-Estul Serbiei, Ariadne Filu.